Așa se vede Fortnite-ul normal. Vi se pare destul de normal că vă jucați în fiecare zi Fortnite și așa arată totul? Dar astăzi vom încerca ceva puțin mai diferit. O lăsăm aici pe rezoluția maximă ca să nu ne strice videoul. Și ce o să facem? O să dăm 3D Resolution, o să dăm pe 480 pe 270. Cam așa arată Fortnite. Cam așa arată Fortnite-ul. Nu, nu este de la ecranul vostru. Pentru că uitați-vă, dacă vă uitați aici, totul se vede perfect. Numai că așa se vede Fortnite-ul. Hai să intrăm direct într-un solo să vedem dacă reușim să facem ceva cu acest challenge. Și înainte să începem, nu uitați să adăugați codul să se pe Item Shop și să dați un like acestui clip și subscribe dacă mai doriți clipuri din astea retardate. Mamma mia, ce frumos se vede! Ui, 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 ia uitați-vă, băieți! Mamă, cum se văd playerii! Holy macaroni! Deci acolo e un player. Ăla-i un player? Ăla-i un player? What? Holy moly! Mamă! Băi, tu să fie destul de amuzant challenge-ul ăsta, deci smash like și subscribe pentru ceea ce urmează, pentru că o să fie nebunie totală. Nu știu dacă știu unde să sar, dar o să merg în salti. Măcar atâta mai știm. Uitați-vă cum arată totul. Uitați-vă cum arată totul. Este puțin cam... cam cartof totul. Puțin cam mult cartof. Hai să vedem. Mergem direct pe albăstrică. Albăstrica e acolo în față. Să vedem, reușim și noi să facem așa niște chilane. Mori, mori, mă! Ei mă văd pe mine, dar eu nu-i prea văd pe ei. Hai, am un minigun, nenea. Holy fuck, Aroni! Opa, scuze frate. Oi, avea o rezoluție de castană, da. Mai știu și eu să trag câteodată. Ok. Păi, unul cu bila. Oh my god, cum l-am văzut pe ăsta? Easy dank tank. Easy dank tank. Mama, a venit băiatul meu cu materiale. A venit băiatul meu cu materiale. Ba, uite, am le player. Mamă, băieți, nu văd nimic. Bă, nimic nu văd. Efectiv nimic. Să-l pe aici. Rătule. Nu! Nu! Dubla 743548. Hai! Direct sărim pe bătaie, că așa trebuie, nu? Ce mai contează unde mergem? Trebuie doar să câștigăm, băieți. Kill-uri? Hai că de la apropiere parcă mai merge puțin așa. Mai îmi dau seama unde trebuie să trag. Mai una, două. Dar bă, să fiu sincer, mamă, la distanță e moare de frate. E parte princă. Era un Akasus, dacă rămân cel. Ok. Minis. Ia mă că-mi dăm miniuri, băi. Mersi, frate, pentru un gam debito. No!
Ulala. Ulala. Am scos scară. Ce dăm medicalul. Păi nu-l fusem acolo, nu-l auzim cum să-i pic după ușă. Mă știu ce se ia o bilă. Poate am noroc de bilă acolo. Cine știe ce mai am și un noroc pe aici? Era doar băguită. Bun! Let's go! Mai era oare ceva bun pe aici? Un AK albastru, bă, nu iau AK-ul. O joc în AK. Joc în AR match-ul ăsta. Bilonski. Sigur nu-i luptat înăuntru că nu-i și-a deschis. Sau cel puțin așa văd eu că nu-i și-a deschisă. Bun. O armură mare, vă rog. Cred că sunt toate trei chesturile. Ok, și cred că mai trebuie să fie un chest aici. Da, wow, toate trei chesturile. Tare, 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 tare. Uite acolo un vending albastru. Doamne, am văzut vendingul albastru. De fapt, îl știam acolo. Știam că se poate spawna un vending machine. Și am zis că poate, poate am noroc la un shotgun mai bun. Hai la salcie. Mamă, nu am găsit un AR mai bun de gri meciul ăsta. Nimic? Bă, da nimeni, bă, de nimeni nu dau, frate. Nici pe lângă Tilted. Bă, dă-o încolo, bă, au intrat plirii în pământ. Dă-mi ceva bun din asta, nenea. Un slurpan. O să-l dau și meu, snipe. Up, glumeam. Oh! 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 Asta a fost blestem, nu mai gata, nu mai, nenea, nu mai, nu mai stăm. Nu mai stăm în zonă. Mamă, de ce am spus-o, de ce la dacă avea țintă și se uita mai repede pe mine, cred că instant muream. Cred că instant muream. Doamne. Doamne. Deci ca și meciul trecut, s-a strâns zona exact unde am sărit. Am sărit pe Polar Peak. Tot pe Polar Peak s-a strâns zona. Bă, dă-o încolo de treabă. Oh, nu, îmi sparge bila. Unde trage urâtul ăla? O, uite acolo. Oh. Mrlani ciobolani.
Asta nu înțeleg cum de nu m-a bătut. Fără mișto, fără nici cel mai mic mișto, nu înțeleg cum nu m-a bătut ăsta. Deci nu am nici cea mai mică idee cum de mărlanul ăsta nu mi-a rupt fâșul. Nu trebuia să mi-l rupă în două, trebuia să mi-l rupă în trei bucăți. Avea și pump mai bun, avea și materiale, eu deja eram intrat pe metal și trebuia efectiv să mă rupă. Mă duc să iau și airdrop-ul ăla, că poate îmi pică ceva bunici în liniel. Dar știu că asta e posibil să atragă și playeri. Nu mi-a tras prostia aia de... De Smeagol. Băi, e imposibil să faci challenge-ul ăsta. Nu ai cum să faci challenge-ul ăsta, băiți. Deci este imposibil. N-ai cum să-l faci. N-ai cum să-l faci. Nu ai cum. Deci eu mă chinui de aproximativ 4 ore, băiți. 4 ore să fac un win. Și asta este tot ce am reușit până acum. Numai locul 2. Pentru că majoritatea nu puteam să țin pasul cu ei. Imposibil, deci... Dacă cineva reușește să facă acest challenge, să-mi ziceți în comentarii cât v-a luat să faceți acest challenge, pentru că eu nu mai pot. După 4 ore sunt epuizat, extenuat și tot ce e posibil. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest clip. E greu și cred că a fost și funny și tryhard în același timp. De uitat, știu că v-a plăcut să vă uitați, dar eu să joc, mi-mi rupe ochii. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clip, vă respect și v-am pupat.